Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii mai. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în pești. Haideți să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat. Primul eveniment astral de maximă importanță pentru noi toți a avut loc pe data de 1 mai și anume retrogradarea lui Pluto la 0 grade vărsător. Știu că am întârziat cu filmările, însă vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere. Acest eveniment este unul de maximă importanță, pentru că, practic, vărsătorul înseamnă umanitatea, libertatea, viitorul, aspirațiile înalte și individualitatea. Iar acest tranzit ne impactează pe toți. Pluto este planeta puterii, a misterului, aduce transformare psihologică profundă, dar și emoțională. Este planeta subiectelor tabu, a subiectelor oculte. Iar pentru voi toate acestea se petrec în casa a 12-a. Pentru cei care își mai amintesc, în martie am vorbit despre intrarea lui Pluto aici. Casa a 12-a este subconștientul. Lumea nevăzută este cea mai puțin vizibilă casă dintre cele 12 de pe cercul zodiacal și reprezintă începutul, pântecul mamei, transcendența, este casa peștilor, casa voastră, este iubirea necondiționată, planul divin, câmpul unificat de energie, infinitul. Iar aici retrogradarea lui Pluto la 0 grade spune absolut orice este posibil. Puteți acum să vă transformați, știu că se spune la 180 de grade, dar eu voi spune la 360, pentru că avem 0 grade, care înseamnă resetare. O luăm de la început. Ne curățăm trauma și karma de neam dacă alegem să lucrăm la noi. O retrogradare înseamnă introspecție, contemplare. Pentru voi poate fi prin visare, dar nu neapărat, și prin starea de prezență. Să conștientizați și să înțelegeți unde anume v-ați dat puterea sau ce anume ați preluat și unde ați mers pe pilot automat în viață fără să fie neapărat voința voastră sau ce anume din tot ce ați făcut până acum a fost autentic pornirea voastră sau credința pe care ați căpătat-o din societate, de la familie și așa mai departe. Pe 5 mai, când eu filmez acest clip, are loc eclipsa lunară în Scorpion. În casa voastră a noua, în casa credinței, în casa călătorilor, în casa conexiunilor cu oameni de pe alte meleaguri posibil sau cu casa mentorilor voștri. Casa noua reprezintă o casă unde suntem deopotrivă și studenți și elevi, credința noastră, încrederea noastră, viitorul nostru. Este o casă unde ne elevăm gândirea, ajungem la niște concluzii înțelepte, dar nu într-o modalitate liniară, cum ne oferă Mercur, ci prin perspectiva lui Jupiter, pentru că el este stăpânul de drept al acestei case. Scorpionul, pentru că pentru voi aici Scorpionul se regăsește, este semnul magnetic al puterii, al magnetismului, al sexualității, al profunzimii, al transformării, al regenerării, al psihologiei, al ezoterismului și așa mai departe. Iar o eclipsă este un eveniment profund care are reverberații pe viitor, al cărui efect îl vom vedea începând de acum pentru următoarele 6 luni. Și Scorpionul ne place sau nu, atrage sau respinge. Pentru voi aici este o bună oportunitate să vă aduceți conștientizare, să acceptați niște lucruri pe care voi deja le știți, să faceți loc noului, pentru că eclipsa vine cu surprize neașteptate, cu evenimente neașteptate, cu finaluri și cu începuturi. Drept urmare, să fiți atenți, toate chestiunile care au legătură cu călătoriile voastre, cu planurile de relocare, cu străinătatea, cu mentorii, credința, spiritualitatea, ce lucruri pot apărea și cum puteți evolua. Mergem mai departe, pe data de 7 mai, Venus, planeta iubirii și a banilor, intră în rac, în casa voastră a 5-a, în casa romanțelor, în casa pasiunilor, a artei, într-o casa copiilor. Venus este planeta banilor, guvernează iubirea, iar racul este familia, mama, stabilitatea, casa noastră. Aici vă veți regăsi posibil cu atenție sporită în direcția copiilor sau
Casa cincea mai înseamnă și romanță, iubire, mă îndrăgostesc. Poate vă îndrăgostiți începând cu luna mai, poate descoperiți în voi pasiunea, iubirea față de cineva care este în apropierea casei voastre, poate vă mutați cu cineva, poate acum copiii voștri au o realizare, sunt în fața unui nou început și au nevoie de susținerea voastră, de energia feminină, indiferent că sunteți bărbați sau femei, pentru că sunt o multitudine de cazuri de familii monoparentale. Aici Venus aduce siguranță, siguranță și confort. Ești în zona ta de confort să faci toate aceste lucruri. Venus mai reprezintă și stima de sine. Te vei simți bine, te vei simți frumos și confortabil în toate aceste direcții pe care le-am menționat. Mergând mai departe, pe data de 14 mai, Mercur își reia mersul direct prin casa voastră a treia, în Rac. Casa a treia este casa gemenilor. Are legătură cu intelectul, comerțul, transporturile, tot ce se întâmplă pe lângă casa noastră. Studii noi, scriem ceva, vorbim cu oamenii din jurul nostru, vecinii, comunitatea, cercul nostru de prieteni, zilnic, frații, surorile și așa mai departe. Iar taurul este un semn al banilor, al siguranței materiale, al confortului. Și Mercur aici, în perioada de retrogradare, va făcut și ne-a făcut pe noi toți să revizuim aceste lucruri, să batem cumva pasul pe loc, să facem pași mai mici și mai siguri pentru a vedea cum acest grup, cum acest context ne poate ajuta pe noi să evoluăm în viitor. Mai departe, pe 16 mai, Marele Benefic, Jupiter vine aici în casa voastră a treia în Taur, iar el extinde, explorează, el ne ajută să ne întâlnim abundența, să ajungem la starea de siguranță și de abundență și să o facem cu înțelepciune și cu un plan foarte bine stabilit în față. Pe 19 mai, tot aici, va avea loc evenimentul de lună nouă din Taur, tot în casa a treia. Este un moment foarte bun să spunem stop joc. Dacă încă nu ne-am hotărât, acum este timpul să ne facem o schiță, să ne trasăm noi intenții, noi direcții, noi planuri de viitor care sunt stabile și să comunicăm despre acestea, să ne creăm un cadru propice pentru a avea un viitor mai sigur și mai confortabil, mai aliniat cu dorințele noastre la nivel material. Pe 20 mai, planeta Marte intră în Leu, în casa voastră a șasea. Marte, planeta acțiunii, întâlnește voința inimii, sensul, ceea ce iubesc. Iar casa a șasea vorbește despre sănătatea fizică, mentală, emoțională, despre serviciul nostru, rutina și modul în care noi ne oferim serviciile celorlalți. Cu hotărâre, cu jovialitate, cu dinamism, este o casă a sănătății. Iar aceste două energii de foc ne spun că ne vom regenera mai repede în cazul în care avem provocări pe partea de sănătate sau că acum putem să ne tratăm niște condiții medicale sau niște lucruri care ne-au dat foarte mare bătaie de cap sau că este momentul să ne bucurăm pur și simplu de viață, dar cu o rutină foarte bine stabilită, cu un plan foarte bun și cu o atenție foarte mare asupra corpului nostru, că a venit vremea să avem grijă de noi. Pe 21 mai, soarele intră în gemeni, în casa voastră a patra. Poate descoperiți aici că începeți să faceți tranzacții, poate cumpărați o casă, vreți să vindeți o casă, să închiriați un imobil, o proprietate, sau poate vă reluați conexiunile cu familia, vreți să vă împăcați în cazul în care ați avut discuții, sau poate atenția voastră se va orienta dintr-o dată pe familie, pe ceea ce îți dorești în viitor să ai. Totul devine acum stabil și sigur. Începi să lucrezi de acasă, poate, sau închei contracte care au legătură cu casa ta, cu lucrul de acasă, te apuci să scrii ceva, ții un jurnal și așa mai departe. Să vedem acum ce ne spun și cărțile. Pentru pești, luna mai, primul mesaj, puterea ascunsă din tine. Luna mai este despre descoperirea puterii din voi înși. Vă, iată cum am menționat și în tranzitele existente și în evenimentele astrale existente. Iar aici Pluto, în casa voastră a 12-a, prin retrogradarea sa, vă pune față în față, exact cum am spus, cu o perioadă de introspecție prin care să renașteți. Pentru că Pluto înseamnă regenerare, moarte și renaștere. Să renaștem la nivel de mental, la nivel de convingeri. Să ne rescriem, să ne suprascriem, cum vreți să-i spuneți, subconștientul, pentru a ne îmbunătăți viața. Calea credinței. Tot Pluto face acest lucru și ne îndeamnă să ne recâștigăm încrederea
în noi înșine sau în puterea divină, în creația divină. Credința este foarte importantă, puterea voastră interioară este importantă, puterea ascunsă din voi înșivă și liber arbitru. Minunat! Să ieși din zona ta de siguranță, să ieși afară din coconul tău, să înflorești, fluture, transformare. Veți avea foarte multe alegeri de făcut. Să vedem mai departe. Necondiționat. Da, într-adevăr, voi sunteți simbolul iubirii necondiționate, al iubirii divine și în această lume, în această lună, veți avea ocazia să descoperiți iubirea necondiționată, dacă doriți să vă vindecați sau să căutați acest lucru în voi și vă puterea voastră interioară de a vă crea, pentru a vă crea un viitor mai bun. Aveți nevoie să vă trasați niște limite sănătoase în relațiile voastre de iubire, în relațiile cu ceilalți, poate prin intrarea planetei Venus în rac în casa voastră a cincea, poate la nivel de rutină pe 20 mai când intră Marte în leu, să vedeți ce faceți prea mult pentru ceilalți. Și la nivel de comunicare, la nivel de comunicare în casa voastră a treia, cu toți cei care sunt implicați în viața voastră, în cercul vostru de prieteni, frații, surorile, vecinii și așa mai departe, pe lângă casă. Sau poate acum începeți un proiect nou, începeți ceva nou, începeți niște studii noi, având în vedere că aveți liberul arbitru să o faceți, trebuie să aveți încredere în voi și în puterea voastră interioară de a crea ceva, pentru că sunteți parte din creație. Să vedem și cărțile de tarot. Relație, plan material, plan emoțional și spiritual. La nivel de relație, avem 6 de monede, cu justiția, înaltul preot și moartea, transformarea, foarte multe arcane majore. Iată cum lucrează lucrurile pentru noi, dragii mei. Avem taurul, scorpionul, eclipsa, casa a treia a comunicării implicată aici, casa a noua implicat aici prin semnul scorpionului. Foarte frumos. Pentru voi, la nivel de relații, veți trece printr-o perioadă de regenerare, de transformare, dacă găsiți în voi puterea să o luați de la început și să aveți încredere în iubire. Pentru că iubirea este frumoasă, pentru că planeta Venus, care este guvernatoarea iubirii, intră în casa voastră a cincea, unde puteți cunoaște pe cineva nou, unde... Dacă până acum, să spunem, ați avut parte de relații karmice sau de situații complicate sau de situații care v-au dezavantajat, acestea se echilibrează și puteți să cunoașteți armonia, iubirea deplină, puterea intuitivă din voi, puterea de seducție din voi și așa mai departe. Haideți să vedem pentru fiecare arcan în parte ce înseamnă, ce puteți regenera la nivel de relație aici. Aveți eclipsa în casa a noua, care este casa credinței înalte. Să vă vindecați rănile, este o lună în care trebuie să vă iubiți în primul rând pe voi necondiționat. Și apoi, din interior către exterior, veți proiecta iubire. Iată, înaltul preot se confirmă, se clarifică cu înaltul preot. Deci, stabilitate. Vindecarea rănilor vechi, vindecarea tipoarelor vechi din subconștientul vostru, prin încrederea în voi înșivă și prin a vă descoperi pe voi înșivă, cei autentici, nu cei care ați înțeles că sunteți așa cum sunteți astăzi, vă oferă potențial nemărginit să ajungeți la dragoste, iubire necondiționată și la o viață plină de abundență și de... stabilitate materială. Pentru 6 de monede avem cavalerul de băte. Este doar chestiune de voință aici, dacă voi vă veți orienta către acest lucru în viața voastră sau nu. Dacă vă decideți să vă schimbați viața, o veți putea face. Iar justiția vine cu finalitate, da, eclipsa ne scoate la suprafață cele mai profunde frici pentru a le vindeca. Vă eliberați de această stare de anxietate, de probleme, provocări, de dubiile pe care le aveați poate alături de cei dragi sau în vreun context
anume în relația voastră de iubire, iată de complicații, de provocările pe care le-ați avut în relații pentru a ajunge la voința sufletului vostru sau planeta Marte din casa a șasea, din leu, din casa întâlnirilor. Vă veți arăta lumii puterea pe care o aveți, vă transformați. Nebunul, un nou început în iubire, iată ce frumos, un nou început în iubire, creativ, pasional, survenit în urma curățeniei făcute, cumva energia vă împinge către iubirea vieții voastre, către drumul vostru, către dorința voastră, vă apropie de cineva cu care vă asemănați foarte mult, fie cu o iubire din trecutul vostru, cu care puteți acum avea parte de un nou început, în care va trebui să aveți încredere, dar încredere în divinitate, în divinitatea din voi sau de cineva nou. Iar aici am moartea, iată, din nou, transformarea. La nivel de relații pentru voi, dragii mei, totul este posibil. În plan material avem doi de monede, diavolul, înalta preoteasă și lumea. În plan material vreți să știți când se vor încheia provocările pe care le aveți în cazul în care aveți. Pentru unii dintre voi, atunci când veți renunța la frica zilei de mâine, când veți renunța la ideea de gură a lumii sau de a vă interesa ce spun ceilalți despre voi, pentru că aici este o energie toxică, pentru că taurul îl avem în casa a treia, la nivel de comunicare, de unde nu știți dacă vor veni către voi niște finanțări sau nu. Și atunci lumea spune, ok, te eliberezi de această perioadă în care te-ai luptat foarte mult pentru finanțele tale, pentru resursele tale, pentru a-ți, nu știu, pentru a-ți pune bazele unui drum mai stabil în viață și toate acestea se pot întâmpla prin încrederea că tu reușești, prin a închide această karmă veche, pentru că văd că unii dintre voi aveți așa o karmă a banilor preluată din subconștient de pe lângă casa voastră, fie de la grădiniță, comunitate, familie și așa mai departe. Doi de monede are cavalerul de spade, cheltuiți din impuls și este important să vedeți ce faceți de fapt acolo când cheltuiți, ce acoperiți. Aveți 5 de spade pentru că apoi regretați, cheltuiți mai mult decât puteți duce. S-ar putea unii dintre voi să aveți un tipar al datoriilor în familie, în neam, al oamenilor care se împrumută și cheltuie mai mult decât pot duce. 10 de bâte, trebuie să opriți acest tipar, să vă deschizați mintea, să conștientizați aceste lucruri. Și 7 de spade, pentru că vă sabotați singuri. Trebuie să opriți această karmă de neam pe umerii voștri. Este o mare responsabilitate, începând cu luna mai, prin toate cele discutate anterior, să opriți această traumă transgenerațională. Și apoi aveți 6 de monede. Să readuceți echilibrul în viața voastră când veți conștientiza că poate faceți ca mama, ca tata, ca cei din jurul vostru, poate ca anturajul vostru, ca prietenii voștri, ca o influență pe care o aveți în jurul vostru acum în momentul prezent, veți triumfa. Pe plan emoțional avem împărăteasa, magicianul, îndrăgostiții și 3 de bâte. Pe plan emoțional vă îndreptați către cea mai bună perioadă din viața voastră, dar pentru care aveți o alegere de făcut, să prindeți mai mult curaj. Să prindeți mai mult curaj pentru unii dintre voi să deveniți antreprenori, pentru alții dintre voi să nu vă mai fie teamă să vorbiți sau pur și simplu să vă mișcați, să vă mișcați în direcția potrivită vouă. Aveți niște hobby-uri, aveți niște dorințe aici neîmplinite, către care acum vă puteți îndrepta pentru că le puteți manifesta fără probleme. Nu este nevoie de sacrificiu, nu este nevoie de muncă extenuantă, nu este nevoie să faceți mai mult decât trebuie pentru asta. Puteți primi în viața voastră abundența, prosperitatea, atunci când vă veți da seama că puteți. Aveți un conflict interior al vostru cu voi înșivă, și vă poate unii cu copiii voștri sau poate voi ca și mame sau poate voi ca și tați. Există aici un conflict care trebuie încheiat fie cu ai voștri copii, fie voi sunteți copiii care trebuie să închidă această, iată, karmă de neam, acest conflict și să vindecați prin înțelepciunea voastră, pentru că voi sunteți realmente semnul infinitului,
tot ceea ce s-a întâmplat anterior și apoi să evoluați, să porniți către drumul vostru, către viața voastră stabilă, abundentă, pentru că veți fi în siguranță. Magicianul, iată din nou, magicianul, sunteți niște oameni care puteți manifesta absolut orice, la voi se petrec în minte niște lucruri în subconștient care vă blochează. De îndată ce vă veți da seama ce anume, puteți să comunicați cu cei care vă împiedică, cu cei pentru care vă sacrificați. Trasați niște linii sănătoase. Este alegerea voastră să o faceți, să aveți încredere că aveți putere pentru asta. Talismanele. Avem un săgetător sau eclips. Va schimba totul. Iată în Scorpion, pasărea Phoenix. Vă îndreptați către steaua voastră. Iată că unii către relocare, casa nouă este casa călătoriilor îndepărtate, a străinătății, către ceea ce iubiți, unii dintre voi către o eliberare profundă, către o acceptare, Venus în rac, schimbarea rutinei voastre vă duce mai departe către ceva bun, unii dintre voi trebuie să vedeți că vulnerabilitatea voastră nu vă aparține, vedeți aceeași ramură, aceeași linie genetică, dar sunteți două entități fizice, două suflete aici, nu trebuie să urmați pe nimeni în viața asta. Pace și liniște în relație puteți avea, înțelepciune, iată două simboluri de înțelepciune foarte puternică, cifra 5 în altul preot care spune că veți căpăta stabilitate și liniște în relație, în curând, că vă puteți muta din țară sau din orașul în care sunteți, o cheie, sunteți păziți din planul înalt voi, să vă folosiți intuiția, să aveți grijă la ce visați și inițialele H, F, G și U. Pe unii dintre voi vă văd aici fugind, da? Nu știu de ce fugiți, fugiți de voi, fugiți de o acceptare care trebuie neapărat conștientizată. Trebuie să acceptați, să conștientizați o situație, iar apoi viața vi se schimbă, chiar dacă veți rămâne vulnerabili. Văd aici oftat, un oftat. Trebuie să încetați să vă sabotați sau să încetați cu lipsa de încredere în voi înșivă. Nu mai oftați, ci înțelegeți că viața este în mâinile noastre și că noi trăim ceea ce manifestăm din subconștient, din casa a 12-a. Puteți să știți cunoaște pe cineva foarte, foarte tare, simpatic, glumeț și optimist, așa. Iată, unii dintre voi aveți parte de o revenire a cuiva din trecut care vă îmbrățișează foarte tare în relație. În relație, cineva care acceptă că a greșit față de voi. Acum în luna mai sau cineva alături de care puteți începe această relație stabilă și pasională și plină de înțelepciune și de iubire. Noroc și abundență și iubire. Este o lună a iubirii necondiționate pentru voi, dragii mei. Și mai avem aici și simbolul racului. Luna simbolizează emoția, mama. Eclipsa va avea un impact major pentru voi, eclipsa care se produce astăzi, în momentul în care filmez, dar care va avea efecte pentru următoarele 6 luni. Eu vă mulțumesc tare mult, dragii mei, să aveți o lună mai minunată, să fiți bine, să fiți sănătoși, împliniți și iubiți. Să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!